Ce părere am despre Călin Georgescu? Chiar că nu știu absolut nimic. Între Lasconi și Georgescu, pe cine e? Georgescu. Păi cum, ai spus că nu știi nimic despre el. Decât o femeie, consider că... Ăsta e bun, că ăsta face treabă ca lumea. Nu. Dar nu-l cunosc. Cine e? A ieșit pe primul loc la prezidenția. Nu știați de el? N-am știut. Dar cum am aflat? Dar e adevărat ce scrie acolo, că... meteorit. Deci căzut din undeva, extraterestru care... Nu știu ce-i tic-a-tac-a asta. Sau... O părere foarte bună. De ce? Știi că e rusofil? Nu, nu știam. Da, e rusofil. Da? Da. Și ce înseamnă asta? De bătrânii, oamenii care vorbesc, am văzut că cam pe el l-au votat. Să nu-l votez pe el. Da? Vorbește aiurea. Da. Ce nu vă place la el? Totul. Dar... Absolut. Și credeți că o să iasă președinte sau... Nu. Să ferească Dumnezeu România de asemenea om. Doamne, ce să spunem dacă nu știm? Noi nu știm, noi suntem de la corabia. Nu-l știi, n-ați auzit de el până acum. Am văzut la televizor, e om cu săcat, de om bun. Deocamdată. Băia bun, orice caz, nu. Dar trebuie să-l votăm, nu dacă... Între Lasconi și Georgescu, pe cine ați votat? Pe Georgescu, la... Da. Cu el, nu, dacă e așa învățat, ce? Sincer, nu cred că este un... suveran sau cum se spune în mediul online. Gândiți-vă dacă un om se ridică împotriva sistemului, este rusofil. Că ține cu poporul, nu cred. Cred că fiecare are dreptul la opinia lui. Părerea mea despre Călin Georgescu e că reprezintă un pericol pentru democrația noastră. Ce mesaj le transmiți tinerilor? Se iasă la vot și să voteze pro-european. Ce părere aveți despre Călin Georgescu? O părere nu foarte bună din faptele pe care le-am auzit, ce ideologie are și ce ar vrea să impună. Toată lumea a sărit, cel puțin tinerii, au sărit foarte mult să arunce tot așa chestii pe TikTok, pe rețelele de socializare, contra lui. Deci cumva cred că ne mobilizăm toți să îl dăm jos sau ceva, să reușim să iasă la sconi eventual, pentru că nu arată bine viitorul nostru dacă rămâne el. Eu cred că, din păcate, are foarte mari șanse, pentru că majoritatea oamenilor care au votat cu partide precum AUR sau Ciolacu... Noi, personal, am votat cu Lasconi, pentru că am găsit cea mai bună dintre toate variantele. Și, sincer, nu am auzit de el până când a intrat în... Ne uitam live, eram la școală, eram la ore, ne uitam sondaje, ce iese în statistici. Și îl vedem pe Georgescu, care nu știam cine îi. Și după am aflat că din rețele de socializare a reușit să ajungă cumva în tura 2.